Am și eu o întrebare. Ăstora de la FMI, care vin toată ziua pe aici prin România, le-a cerut careva vreun act? Adică doar zic că sunt de la FMI și intră pe unde vor, cotrobă-i așa peste tot? Mie să nu fie niște băieți care se plimbă dintr-o țară în alta zicând că-s de la FMI, ca să mănânce și să stea pe moca. Pe bune, mor țări pe pământul ăsta că n-au una de un leu să-și ia un covrig, iar lor li s-a pus pe noi. Nu știu, domnul Ponta, poate ar trebui să fiți și dumneavoastră mai moderat în declarații. Să nu mai urlați toată ziua că duduie economia, că uite, se adună prădătorii. Pe ideea, hai la ăia, hai la români, că au creștere economică, deci s-or găsi niște bani de dobând să ne dea și nouă. I'm looking forward to what you have to detail about the discussions you had with the government, hopefully good ones. Da, domnul președinte, mai vii, oi, domne, vorbiți mai cu sonor. Cacul, vedeți pe domnul Mihalache că-și dă ochii peste cap și se dă cu craci în sus. Adoarbe săracul. Cred că l-au speriat ăștia de la FMI pe domn președinte, că a ieșit foarte îngrijorat de la întâlnire. Nu-l mai speriați, fraților, că nu voi rămâneți după aia cu el. Acum e drept că nici noi nu prea rămânem cu dânsul, că se închide în palat și probabil mai iese când dau ghiocei, da, oricât. Programul a expirat în septembrie 2015 fără o evaluare finală favorabilă, ceea ce a ridicat semne de întrebare cu privire la voința guvernului de a implementa reformele structurale asumate. Președintele României și-a exprimat îngrijorarea cu privire la vulnerabilitățile care pot afecta cadrul fiscal bugetar viitor. Tare, domnul Iohannis, e îngrijorat că sunt ăia îngrijorați, da. O îngrijorare personală nu aveți, domnule președinte? Nu zic, criticați, dar mai cu măsură, așa, să n-ajungeți naiba ca în 2-3 luni să-l lăudați pe Boc. Să ne spuneți ce mare sculă de premier a fost. A fost, dar nu o sculă prea mare. Președintele ar trebui să vorbească și cu noi, ca să aibă date. Astăzi, la întâlnirea cu FMI, nu ne-a cerut niciun fel de dată. Dacă ne cereai, spuneam că suntem pe creștere economică mai mare decât era prevăzut de FMI, cu excedent bugetar, nu cu deficit, deci cu excedent bugetar și cele mai mari investiții străine directe din 2008 încoace. Ne cerea datele, îi le dădeam, o să le transmit mâine, nu e niciun fel de secret în chestia asta. Că altfel se duce nepregătit la întâlniri și se ia după... Când ați avut ultima... E, hai că-i frumos ce se întâmplă. Vin ăia de la FMI să mai tele la mare love. Ce să-mi văd și eu de la țiganii mei din cartier, mâncați-aș. Așadar, în traducere, vin ăia de la FMI să ne mai ușureze de niște bani, iar ai noștri se ceartă între ei. Dar nu poți să le dai bani așa pur și simplu, nu? Au zis să facă și un spectacol, să-i distreze puțin, ca să plece oamenii cu zâmbetul pe buze. Chiar mergea și un moment de dresură, un tort mare din care ieșea o gagică, clovni. A, nu, mă scuzați, clovne au fost.